Ei, salut toată lumea și bine am la un episod de Metin 2, primul episod de Metin, fraților, Metin 2 ro. Alături de... De. Ok. Da, băieți, suntem aici la magazin, hai să vinem câteva chestii de care n-am nevoie. Bă, pe Metin 2 ro, din câte și eu nu-ți dau copyright băieții, că sunt băieți buni și dacă joci pe Metin lor nu-ți dau, așa că de ce să joc Metin 2 ro? Da, suntem aici alături de Luca, încă o dată mai zic. 1000 de ani să faci niște ianguri dacă e. Ok. Ninja echipabil, nu știu ce, 80 ani, am 16.000 de ani, da? Ok, gata. Și dacă mai aveți episoade, dați și voi un subscribe și un like la canal. Da, și hai să vedem. Stai că mai vând că iau dropuri acum să moară familia mea la dropuri. Hai să vedem ce am nevoie. De arcul ăsta n-am, că e de pe ninja. Asta e pentru războinic, dar n-are damage-ul mult. Cât e? Cât costă? 80 de ani, dar nici nu merită să o vând, recu. 120 de ani, asta nici nu-i pentru mine, nici asta nu-i pentru mine. Nici asta nu-i pentru mine. Asta ce-i? Un cufăr care se deschide. Cum dracu deschid cufărul ăla cu aia? L-am deschis, cred că. Sau? Sol. Asta ce? Zero yang, ăsta nici măcar nu pot să-l vând, what the fuck. Vinde-le, că oricum ce să faci cu ele. Păi nu, dar nu pot să le vând. Eu nu primez nimic pe ele. Îți iau un slot din inventar. Na, am 20.000 de yang, bine mă. După aia mergem să facem misiuni. Nu? Nu. Băi, mergem să facem misiuni. Mai bine le vând pe gratis, zic. Boho, 45.8, valoarea atacului, ăsta păsăresc, e șmecher. Valoarea atacului la asta cât e? 13, nici nu, what the fuck, wait, am plecat. Man, așa, am aruncat sabia, cred că. Never mind, și ăsta ce? Poțiune roșie, 19 ani, licoare albastră, holy fuck, money. Ok, unde? De fapt, stai, unde ești, man? Apasă M și uite pe minimapă. Da. Oricum aia eu am tot timpul activată, știi, nu? Bravo. Da, o să mergem să batem niște lupi, să mai luăm niște dropuri. Bine, nu neapărat lupi, batem și de aia de mai mare ei. Și după aia mergem să le vindem, ca să facem niște yanguri, după aia facem misiuni. De fapt, să încep cu misiunile, frate. Sarcină, încă mai trebuie să ucizi 20 de exemplare din special câinei sălbatic flământ pentru a îndeplini sarcina conă tine. Deci trebuie să mănânc, doamne, să omor 20 de câinei sălbatici flămânzi ca să termina misiunea. Asta e misiune de level mic, fă una de level mai mare. Păi le fac ca să nu mi le mai arate acolo și să, adică, iau ceva pe ele, iau 10.000 de anguri. Nu. Atunci vă pișpe. Asta e tot, întoarce-te la necustorul de arme. Ok, ăsta. Pe timp de război, orice ajutor este binevenit. Pachetele noi pentru începători au sosit. Ok, moneda de schimb îți va arăta, te accepta ca primit. Ok. Bă. Da. Sun îți dorești să se ceară în favoare, doar nu sperea este confundat în cartea asta. Și mie mă arată la. Eu dau pe toate să dispară, bag picea. Sticlă goală. Hei, iubi. Eu nu, frate, n-am chef de misiune acum, bag piciul. Dau ce pe ele. Le fac așa, gen, știi, puie mei, nu prea am chef de misiune. Alegeți arma. Asta e clar, satărul băsiană la ce e ăla, ia. Dar e doar 14 zile, să-mi bag piciorul, nu trebuia să o iau. Bă, sabia aia cu mult atac de mic și pe cât pot să o vând? Ce-i cu ce-i cu nu? Sabia aia cu 80... asta are atacul mai mare, ești prost, e cât a mea? Are atacul mai mare, mă. Acum depinde și de ce level e. E level... 10. Bine, de la nivelul 10, de fapt, scrie. Păi și asta... De la nivelul... Asta nici nu scrie măcar, asta mi-a dat de la început. Nu, asta o vând, practic. Bă, nu pot să rugă obiectele. Mă duc să o vând cu aia, că am luat una cu atac de mediu mult mai mare, știi, și n-are rost să o țin pe asta. Zic și eu.
Ah, mergem la degustor, e ce asta araniu, mamă cât de grasă e asta, cu aia e... era să zic cu cine seamănă, dar după aia nu mai trec clasa. Glumeam, mă, ce, hai să nu fim bulangi. Oh, uite-o și pe asta, are copilul în spate. Doamne, ce copil are față, zici că are 30 de ani, cu aia e. Ok, hai să mergem, să vindem. Și, bă, nu știu, s-o păsesc pe aia cu atacul mai mare, mă gândesc și eu, nu? A, dar Da. viteza de atac e mai mică. Da, e tot una, frate. E cu 2% mai mică, ce căcat. Da. Merem la magazin, unei, mă, magazinul uite acolo, doamne, nu-l vedeam. Și, da, o să postez zilnic metin, adică acum că am început să joc metin, trebuie să și postăm zilnic, nu? Nu, mereu. Ok. Fierarul unde e căcat e cu aia? Uite, magazinul general. Deci, luăm asta din ăsta, o punem aici. Punem aci, am zis. Nu poți schimba arma când negociești. Ei, futuți negocierea. Bam. Și asta cu atac de mediu mai mare, clar. Și asta o vând. Bam. Zero yang, să mă tubă. Zero yang. Asta e, 3 sloturi din inventarele eliberează. Mă duc eu afară ca un că se deschide Vezi că te-ai întrerupt iară. ușa și mai că mi-a dorit. Trebuie să fac ușa deschisă. What the fuck? Na, am pus, ai că am acum așa atac de mage 98, adică despre ce vorbim băieți aici? Da. Mi-am luat fresh, intru pe RCH. Da, pe eu stau tot pe ăsta cu aia. What the fuck, ce față are caracterul meu. Da, și dacă mai aveți episoade de Madden în continuare, dați și voi un like și un subscribe. Am uitat să vă zic chestia asta, bine, de fapt, na. E gustor de arme, deschide magazinul. Na, asta s-a tacă și slave, frate, uite, ăsta ar fi cât de cât, ai 15.000 de yang. Adică, și nici măcar nu-i pentru mine, wait. N-am văzut că nu-i pătă mine. Vinde. O vând pe asta. Duriști să vinzi pentru 100 Pe de Steam te cheamă Kenny. Cum? Pe Steam te cheamă Kenny S. Nu, mă cheamă Braul 2K. Ah, le robi atunci. What the fuck, lol. Hai să mergem până afară ca să omorâm și noi niște lupi de-aia, sau bine, nu neapărat lupi, niște de-aia. Bă, acum hai să testăm și noi să dea. Bă, nu știu, băieții de la RO, adică dacă joc RO, dau copyright sau zic că e jocul lor și nu dau. Bă, nu știu care e fata, adică ești strike de la Game Force, acum nu mai e pe Game Force. Nu mai e pe Game Forge. Păi scrie acolo când e joc Game Forge. Mi-am dat seama acum. Nu știu care e fata. Eu știu că dacă joci rol nu-ți Dacă dă. joci pe servere de lor private, așa știu. Păi și ăsta nu-i privat, e Madden 2, rol. Serverul principal. Drecu. Sper să nu dea, dar știu că e prima de... Ei nu vor să se închidă canalul neapărat, ei vor doar să te amenințe să nu mai postezi. Și dacă văd deja că iau un strike, mă piși cu aia, știi toate videoclipurile. Nu? Nu. Nu, nu-ți dau 3 din 3 din prima. So, what the fuck, eu știu prima dată 6 de videoclipuri, după eu mai dat, după eu dat 3 din 3, că nu asculta, adică nu, fost băiat rău, frate. Ok. Vă, mă aud bine, adică, na, nu? Nu. Nu te ne. Hai să facem noi level 11, dacă e. Bine, nu mai fac acum level 11, oricum, că, da. V-am jucat azi 2 ore, frate, Metin pe live. Adică, nu știu cum voi vedeți videoclipul ăsta, dar am jucat eu 2 ore de Metin. Bă, oricum. Samp, nu știu dacă o să mai postez, frate. Adică acum aveți Metin, e cam tot una. Deci în tot una, că jucătorii de Samp oricum joacă Metin, de obicei. Majoritatea. Deci, na. Cam tot una, e că, da. Vânzători de terenuri. Poți să-ți iei și terenuri? Poți să-ți iei și terenuri? O holicoare albastră, hello! Am luat și eu niște magma, dacă e, sau cum se numește aia.
Uite-te aici niște level, niște de ăștia de level 7 să... Așa, hai să bat, da, și o să mai fac și live-uri de fumetin, dacă vezi că am văzut că v-a plăcut, adică primele 10 secunde de live au fost 6 persoane pe live, după aia au ieșit că n-au văzut ce joc. Pui mei, să uită cineva, frate, acum, serios, dacă nu-ți place metin, nu te uiți, pui mei, o să postezi și alte jocuri, nu postezi doar metin direct. Dar zic așa ca idee, aha, au venit de ăștia de level, de ăștia pe mine. Minți, o să postez. O să postez mai metin, a? Da. Bă, am ajuns la vorbele, Luca, adică eu ziceam, eram ceva genul, gata, frate, joc 24 din 24, iau leader, iau helper, mă fac ca nu-i 6 pe baghet. După aia, după 2 luni, bă, cu aia, hai să jucăm metin, că nu mai am chef de samp. O, dar te plictisești în puii mei, ce făceam toată ziua? Stăteam și mă plimbam cu mașina și făceam quest-uri. Și aici ce face? Și aici ce o să faci toată ziua? Păi nu o să mă joc tot timpul jocul ăsta, dai seama că la un moment dat mă plictisesc și de el. Da, o să filmez vreo 100 de episoade. Și-o am cu The League of Legends. De samp am filmat 170 de episoade sau ceva de gen. Filmești pe 170 de episoade. Joacă The League of Legends. Poate să fac și lor, nu știu. Am etiunii mai jmec. După o lună, mamă, ce de căcat, îi mânci. Ce ai? Cu fața aia, mă. Azi la teza. Așa o să fii tu. Nu ar și. După o lună. Nu, chiar așa. Hai să fim serioși, dacă mă joc metin acum și... Ok, după o zi. Da, vreau deja de 11 minute. Very nice. Bă, nu știu, băieții de la Gameforge, dacă vă uitați la video ăsta, băi, plus, adică, băiat de treabă, dacă puteți doar să nu ziceți să șterg, că eu nu sunt de la cu problemă, îl șterg, frate, videoclipul, nu am nicio treabă. Minte! Nu de alta coaie, dar, pui mei, nu vreau să am probleme, de iar fac canal nou, iar 3 ani de muncă, iar nu știu ce. Dar mai bine să faci canal nou, că bă, ăștia... Nu, eu nu mă interesează activitatea, că... Tot una o să fie, tot același număr de vizionări să naști pe canalul meu, dar aici măcar știu cam munca de 3 ani. 3 ani, mă, mai mult. Aproape 4 ani. Ce aproape 4, mă, că nu filmezi din a 3-a, din a 4-a. Nu. Da. Păi cu aia, uite-te la, uite când e făcut canalul, pe 14 septembrie 2013. Sau ceva de genul. Sam Curaul pe muntele Cilian. Hai de plăbă. Cu aia n-avea ce să filmez, aveam frapsul, aveam și eu așa. N-avea ce să filmez, nici nu știam să folosesc frapsul, nu nimeream tastele, dracu. Eu nici măcar nu filmam cu voce, dar aveam emoții, frate. What the fuck, să fim serios. Și acum cu durere de MPX, fac live-uri, mănânc și MacBuișori pe live-uri, dracu. Level... Bă, să mă bat cu level 15 Wolf Grizzly? Da, mă, mai sabie-n bope. Mă, nu intrau pe. Am bătut doi ori și nice. Am prins combo frumos, mă. Nice. Very nice. Ok. Loop Alpha Flamon. Bă, unde ești, mă? Dus, mă. Eu stai aici, mă, nu cu mistreți ăștia, mă. Sunt afară din oraș, frate. Știu, mă, te-am văzut pe hartă. You saw me? Ia Loop Flamon Alpha. Da, așa. o să mai filmez câteva episoade. Acum, bă, Luca. Ia, ce droguri am luat. Nu, n-am nimic în potențial. Că după aia vine teza la mate și m-a luat, dracu, m-a luat criza. Și dacă vine teza la mate, ce? Adică, nu cred că o să înveți toată ziua. A, bine, acum, na, zic și eu, dar... Eu, adică mai am și un pic timp, adică eu... Nu neapărat în timpul liber vreau să stau să vorbesc, gen, să fiu așa care te-a zis salutare toată lumea, aș juca metin. Vreau și eu să mă mai la un film, mai da așa, știi tu ce zic, așa, nu știu ce, știi, nu vreau neapărat să joc numai metin și să filmez, știi ce zic? Ba da, joci numai metin și nu mai faci nimic. Hai să-i tine. Mai și faza cu Jinx de pe LOL. Așa, faci faza cu Jinx de pe LOL. Exact. Costum de aur. Stai tu pe metin, mă, hai la. A, costum de azur, coaie. Mi se pare că scrie costum de aur, lol. Sabie lungă, sabie lungă. Cât am ea? Cât am ea? Cât e?
Ah, ce căcat, bă, 22. Dar cât costă? Cât costă, cât costă? Nu știu. La alea care nu scrie cât costă, cred că nu pot să le vând, sau? A, ba nu, bă, stai că scrie doar la shop cât costă, nu? Exact. A, păi atunci înseamnă că știu. Mincinosule. Ai cam și o 20k yang. Foarte puțin, dar nu-i baie. Da, și dacă vreți să jucăm aici Metin împreună, cine vrea să vină, chiar dacă toți abonați, o să mă înșure și o să se dezabonez după ce o să vadă videoclipul ăsta și mai probabil. Așa, mă găsiți pe regatul albastru, pe CH1, pe Dragon, pe Metin 2 Dragon. Adică tot roia, adică e tot una, că roa are mai multe secții, mă rog. Bă, eu voiam să bag așa o afiliere mare, e o fuzie. Ucii terifiez. Bă, s-a întâmplat așa. Vreau să se fuzioneze toate serverele din astea 3, câte sunt Polaris, Ar fi Dragon, fost astea mai se șmecher fie doar unul. să fie exact, să fie doar un server. Tu știi ce balamuc era, sau măcar 3, nu știu, zic și eu. Nu, să fie unul pe care să poate să intre oricâți playeri. Știi cât balamuc era, mă? Era prea mare balamuc, așa 3 ar fi fost ok, 3 servere. Pă, lămă, eu mă distrez și așa să ai dumne chiar, Mamă, ce distracție, mor lupii. bă, acum la început, dar după aia când fac level vreo 20 și mă duc și Ce terifiez. faci? Ce faci când faci level 20? O să mă duc în oraș și o să stau ofec. Să-mi vadă băieții că am level 20, să mă laud. Ce pune cu aia. O să mă duc să mă bat cu lupii de level 16, că acum n-am tupiu. Aia o să fac la level 20, frate. Hai mă să Păi le... ai mor și eu dintr-un hit și nici... Nu eu mor dintr-un hit, că dacă vin 3 lupi de aia de level... Aoleu! E că nu dintr-un hit, dar eu mor. Da, dar mai greu decât... Aaaa! Mă omorât, să mor tu, că mă omorât. Doamne, Restart. bă, nu găsesc lucru mândalha. Prin binecuvântarea zmeului nu ai pierdut experiență. Nice. Very nice. Da, pă lămă, frate. Pui mei, frate, adevărul e că... Na, în faza asta cu închiderea canalelor au vină și... și youtuberii, acum zici și tu, adică odată ce ți-o ștergi 600 de videoclipuri și te amenință că dacă mai postezi, nu știu ce tu mai postezi, ai mai postat, dacă ai avea canal cu 100k abonați. Să nu mai postezi ceva cu Metin 2 sau ce? Da, după ce ți-o ștergi 600 de videoclipuri și ți-o zici să nu mai postezi, ai mai postat? Că știi că s-ar putea să-ți închidă canalul? Nu! Păi nu, asta a fost și greșeala lui Sovato, acum e nasol să-ți pierzi un canal cu 100 de mii de abonați, azi mai că... Da, oricum îi recuperează, că oamenii n-au murit, oamenii încă sunt acolo. Adică doar și-o pierdut canalul, dar se abonează înapoi. Dar e de căcat că e munca aia, atâți ani, atâtea videoclipuri. Eu așa când mă plictisesc mai intru pe PC-ul ăsta, pe canalul meu și mă uit la videourile vechi, știi? Să vă dă lumea, mi am găsit la un episod de Minecraft Survival Games alături de Liviu Dragonul. Mai știi videoul ăla? Nu. Bă, era cu Liviu, mă. Și am uitat eu la videoclipurile tale, mă. Bă, atunci când cu a, de fapt, lasă. Hai, mă, nu mai îmi dă și mie niște poțiune, trebuie eu să mă duc să îmi dau toate iangurile. Bă, băieți, încheiem și noi episodul aici dacă e, ne vedem la viitoare, adică o să postez și mâine, nu știu exact, o să fac eu o oră la care o să postez Metin, adică în locul samplului, probabil, la ora 2, nu știu, o să văd. Vedeți voi la cât apare episodul ăsta și așa o să vedeți, no, ne vedem la viitoare, salut! Hai să mă, nu mai știu pe care aveam să opresc filmare.